Florin Cățu, actualul premier al României, a numit consilier de stat în cadrul cancelariei un patron al unui salon de înfrumusețare. În România se pare că nu mai este nevoie de nicio pregătire profesională pentru a ajunge în funcții cheie. Tot mai multe persoane apărute de nicăieri fără nicio pregătire profesională ajung să ocupe funcții importante în timp ce persoane bine pregătite în domeniul respectiv sunt date la o parte. Chiar premierul Florin Câțu reușește să umilească încă o dată întreaga țară. A pus în funcția de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului un patron al unui salon de înfrumusețare. Printr-o altă decizie, șeful executivului a eliberat-o, la cerere, din funcția de secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO pe Daniela Zaharia. Decizia își va produce efectul începând cu data de 31 ianuarie.